Este pentru prima dată în 2 ani de la alegeri când Alianța pentru Unirea Românilor organizează o conferință de presă la Câmpul Lung. Alături de lideri din zona Mușcel, la conferință a fost prezent generalul Mircea Chelaru, deputat AUR. Acesta a vorbit despre ceea ce se vrea partidul în relația cu societatea românească. Problema pentru care sunt aici și pentru care noi vom lupta pe mai departe este aceea de a se înțelege, a se înțelege și de la înțelegere a se trece la anumit tip de acțiune, că starea unei societăți, societatea românească la ora actuală, este nu la limita disperării, este la limita existenței. Angajarea mișcării acestea naționale de trezirea conștiinței de sine este aceea de a regândi cum să fim împreună, fraților. Cea mai mare boală a acestei societăți este dezbinarea. Este distribuirea întregii sale energii creatoare, sănătoase, într-o sumedienie de partipriuri particulare, private. Nu mai știm să fim împreună chiar atunci când suntem la un loc. Mesajul care îl dăm pe mai departe este, fraților, nu trezirea cea de pe urmă, cea necesară, pentru că este inadmisibil ca un popor, comunități excepționale, ca și cea din Câmpul Lung și multe altele în această țară, cu un potențial imens de inteligență, de capacitate de renovare, de bun simț, de cum se cădenie, valori incomensurabile în alte părți. Să trăim în halul în care suntem. Să ne fie rușine să ne uităm unii în alții, să ne fie rușine unde ne ducem, că aparținem românilor. Ca subiecte pe ordinea de zi s-au aflat și situația întreprinderii ARO, realizarea unei centuri a municipiului și poluarea din zonă. Despre toate acestea a vorbit fostul director al uzinei ARO, Mihai Mărțișor Ciobanu. O primă problemă ar fi atacarea contractului de privatizare ARO, care este lovit de nulitate absolută și deci putem acționa din nou. Noi am mai încercat odată și am anulat la primul termen efectele contractului de privatizare. Dar, prin intervenția unor forțe care nu le comentez astăzi, am fost respinși. Putem relua din nou acțiunea pe care o judecătorească la Tribunalul Comercial Argeș, prin care să solicităm anularea contractului de privatizare ARO, din motive simple, și doi, obligarea statului român, care a generat această nenorocire, să dea banii și să refacă uzina ARO așa cum a fost la data privatizării. Asta înseamnă circa 1 miliard de euro să putem reface societatea comercială. Avem suficientă experiență și pregătire la ora asta ca să proiectăm de la zero pe un câmp care a devenit uzina ARO o nouă uzină. Credeți-ne că ne pricepem. Alianța pentru Unirea Românilor Câmpul Lung, coordonată în prezent după demisia arhitectei Anca Coșa de către inginerul Mihai Eftimie, a obținut un sediu în Câmpul Lung pe care îl va inaugura pe 10 decembrie, atunci când aici va veni președintele George Simion.